Pastorul Richard Wurmbrand a avut o viață tumultoasă, fiind întemnițat 14 ani în pușcările comuniste din România. Vă prezentăm și noi câteva momente cu Richard Wurmbrand în ultimii ani de umblare prin lume. Eu cunosc istoria torturilor în diferitele țări, în diferitele perioade, dar torturi ca la Pitești nu s-a mai întâmplat nicăieri în lume. Cunosc și torturile chineze și torturile inchizițiilor. Și catolicii le-au întremințat, dar și protestanții împotriva catolicii. Pretutindeni au fost închiziți. Dar ce s-a întâmplat la Pitești n-a fost niciodată. Le spunea oamenilor, noi nu vrem să muriți, că dacă muriți mergeți în cer. Le spuneau de-a dreptul. Știau că creștinii, dacă mor în închisoare, merg în cer. Noi nu vrem să muriți aici. Noi vrem să abnegați credința voastră și să mergeți în iad. Asta era. Ei spuneau că este scopul acesta. Și bagiocoriau, în special preot și studenți teologi și așa mai departe. Și acum șeful torționarilor de acolo, unul lui Eugen Țurcanu, s-a pocăit în închisoarea din Jilava. După ce el, ani de zile, i-a servit pe comuniști conducând torturile acestea, comuniștii, cum am mai făcut și în alte cazuri, noi nu suntem vinovați, el a făcut-o. Și l-a condamnat la moarte, cum l-a condamnat la moarte și pe Pătrășcanu, care i-a dus la putere. Și condamnat la moarte, el a fost în celulă cu mai mulți, între care și cu un preot. Și preotul vorbea despre iertarea păcatelor pe care a adus-o Iisus și așa. Și el s-a dus la preot și a spus, Părinte, pe mine nu mă interesează iertarea păcatelor, că a zis unul o minciună, s-a îmbătat, a înșelat, asta nu mă interesează. Dar dacă unul a făcut o crimă, aia se iartă? Preotul a spus, orice se iartă, că niciodată păcatul omenesc nu poate să fie mai mare decât îndurarea lui Dumnezeu. Domnule preot, eu nu vorbesc despre că a omorât un om, dar unul care a făcut mai ceva decât aceasta. Care... Și preotul a asigurat iarăși că există iertare. Și el a spus preotului ce este el și preotul i-a vorbit de iertarea lui Iisus și acum același Țurcanu care se fălea de toate relele care le făcea, stătea la fereastra închisorii Jilava și când treceau fele de deținuri prantoane de la bucătărie, de la brutărie și așa mai departe, sau îi scotea la plimbare, el striga, eu sunt Țurcanu care am făcut toate relele pe care le știți, să credeți în Dumnezeu, îmi pare rău de ceea ce am făcut. Ăsta e cazul cel mai renumit pe care îl cunosc, dar au fost și alte cazuri asemănătoare. Spurgeon, marele predicator baptist, spunea în ceruri, toți vom avea trei surprize foarte mari. Una, unii pe care noi credeam că au ajuns în cer, n-au ajuns. A doua, unii de care credeam că n-au ajuns acolo, vor fi acolo. Și cea mai mare surpriză, că eu voi fi acolo. Însă, dacă Țurcanu va fi acolo, pe Iisus n-a iertat pe tălharul de lângă el și lui Iuda avea banii vânzării în buzunar și Iisus îi spune prietene. Și mai mare crimă decât răstignirea lui Iisus n-a existat și el s-a rugat pentru iertarea lor. Măcar să dea Dumnezeu să fie el acolo. Din partea mea nu-i piedică nimeni să intru. Sunt bucuros să intru eu, nu pun piedică nimeni.